Constantin Ursu, agent de poliție ce locuiește în Rădăuți, a făcut sâmbătă în jurul amiezii o descoperire teribilă în timp ce ducea gunoi la buncăr. În ghenă, într-o geantă de mușama, a găsit o fetiță de 3 luni abandonată de mama ei. A luat copilul și a sunat imediat la ambulanță, fetița fiind dusă la spitalul din Rădăuți. Când am scos, m-am uitat în geantă, of, un copil ăla, o fetiță, da? Toată transpirată, cred că dacă n-ajungeam în 5 minute, cred că se sfocă acum. Era geantă din asta de voiaj, cu cauciucată, pe înăuntru se încheie. Toată transpirată, am zis că trebuia să dacă și-a luat-o în brațe și-a sunat la, la poliție, la dispecerea, la Rădăuți. O ambulanță, ceva, un echipaj, la protecția copilului să vadă ce-i cu ea. Vecinii spun că mai bine ar fi lăsat copilul la ușa lor decât să-l fi aruncat așa la ghenă. Dacă nu ar fi fost găsit în timp util, probabil că bebelușul de 3 luni s-ar fi sufocat. După cum am văzut eu când am venit, era început. Era într-o sacoșă de asta maro, așa, o geantă cu fermol. Și copilul plângea? Probabil că, dacă cineva a venit din scara aia de acolo, domnul era de la pașii la poliția de frontieră, probabil serviciu, nu pot să știu exact. Și l-am întâlnit și am văzut că mișcă ceva acolo, așa au zis. Și când ați făcut, au găsit copilul, avea o brățare, dar nu, nu, o copiliță. Eu cât m-am tăiat pijama, am văzut. Adică să-l cidat acolo, mai bine mă lăsa la ușă, la mine că îl țineam eu. Așa ceva să faci, îl poți 9 luni în... Așa și mai avea 3 luni, păcat, să-l ieși, să-l dai, ieși în Dumnezeu. 20 de minute mai târziu, mama bebelușului a apărut la fața locului căutând copilul. A aflat că a fost găsit de altcineva și a fost invitată la poliție. Acolo era, nu? Așa, de aici am văzut că o căutat. Eu de pe geam, cum am văzut, eu n-am fost jos. Da, înseamnă că copilul a avut mare noroc, totuși putea să-l mănânce câine, putea să se întâmple. Oricum, e o părere mea, trebuie să fost începător, că dimineața a fost mașina de gunoi aici. Și a luat mizeria, dacă era luat din primatură. Deci a avut mult noroc copilul. Ba, dar bineînțeles, asta e o lucrare dumnezeiască, altceva nu a putut să fie. Nimeni nu înțelege gestul tinerei mame în vârstă de 25 de ani. Copilul era îngrijit, iar în familie nu erau probleme financiare. Când a fost abandonată, fetița avea la mână o brățară din aur, iar în urechi cercei tot din aur, iar hăinuțele erau din cele mai bune. Ce să cred, am și eu copil, un copil de 4 luni, de 8 luni, una de 4 ani și... Ce să cred, nu-i normal. Nu mi se pare normal. Dar am înțeles că ea s-a întors totuși, după ca se moară. Așa am înțeles și eu. Eu nu am văzut, ce să vă spun, ce am auzit, ce au zis vecinii doar. Am mers și-o luat, o dus gunoiul și a ieșit cu copilul de acolo. Și copilul unde era, în ce era? N-am văzut, în ce era, dar într-o sacoșă acolo așa. Era într-o sacoșă? Da. N-am văzut eu sacoșa, când l-o scos din sacoșă, n-am văzut. Numai l-am văzut la el în brață. A fost o cădere psihică, le-a spus femeia autorităților, însă aceștia o cercetează acum pentru faptul că și-a abandonat copilul. Bebelușul a fost născut în Londra, mama întorcându-se acasă de curând cu el. Nu trăia împreună cu tatăl, copilul fiind doar în grija ei. Acum fetița se află internată în secția de pediatrie de la Spitalul Municipal Rădăuți. Este perfect sănătoasă și voioasă. În cursul zilei de ieri, sâmbătă, data de 14, jur orei 12, a fost adus pe secția pediatrie un sugar în vârstă de 2 luni, normoponderal, eutrofic, perfect sănătos, care am aflat ulterior că a fost abandonat de către mama lui în jurul blocului, la ghena de gunoi. După ce a făcut teribila faptă, tânăra de 25 de ani s-a internat la un spital de psihiatrie, însă cu toate acestea nu va scăpa de ancheta polițiștilor, care vor cere și ei o expertiză pentru a lămuri condițiile în care mama și-a abandonat copilul. Am fost sesizați de către o persoană despre faptul că într-una din ghenele de gunoi din municipiul Rădăuți a fost găsit într-o sacoșă un copil abandonat în vârstă de 2-3 luni. S-a intervenit de urgență, s-a constatat că acel copil era în viață și nu prezenta leziuni. A fost internat la Spitalul Rădăuți. La scurt timp a fost identificată și mama copilului, localnică de 24 de ani, care a declarat că dorește să-și reia copilul. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abandon de familie. Urmează ca cei de la protecția copilului să decidă soarta bebelușului în continuare.